Se întâmplă și se sunt și nopți de genul când ai copil mic, puțin răcită Irinuca, ai nici cum nu și-a găsit locul. Dar trecem peste toate. Bun, afară e mult mai cald decât ieri, ai observat? Ieri dimineața erau 7 grade. Acum, în dimineața asta au fost 13. Probabil că m-am îmbrăcat ca ieri. Atunci... Nu, eu nu, chiar am simțit. Nu știu cum, te rog să-mi explici tu, că eu nu înțeleg. Sincer, nu pot să înțeleg. Adică, cred că înțeleg, dar zici tu dacă a dreptate sau nu. Nici știi la ce mă refer. Da, deja. Dimineața când mă trezesc, de ce câteodată mașina e toată udă, toată e, nu știu cum se numesc. Da. Și astăzi era toată uscată. O fi din cauza brumei? Păi da, dar în fiecare dimineață este. A, păi ai camere de filmat unde treacă vecinul cumva, nu șudă și el gazonul și... Nu că am privit un răspuns... Și din greșeală dă și pe mașina ta. Eu mă așteptam la un răspuns de, nu știu, așa, de Liga 1, dar nu. Am primit un răspuns de Champions League. N-ai cum. Bun, astăzi... Dar iarba cum e? Udă dimineața, uscată? De acolo. Măi, sincer, mi-am mutat câinele în spate, am terminat cușca. Și dacă te uiți puțin la ridașii mei, sunt uzi. Mamă, astăzi m-am gândit, Doamne, și eu trebuie să trec în fiecare dimineață prin iarbă și prin apă. E clar ce urmează să fac, nu? Trotuar până la câine. Trotuar de la casă până la câine și la revedere. Dar nu mă duc eu prin iarbă să-mi ud în fiecare dimineață ridașii și să vin ud. Dar de ce nu mergi desculți? Sau mă duc cu alții. În papuci de plastic. Din aia, știi? Da. Clasici. Da, nici la asta nu m-am gândit, dar uite că de-aia suntem doi să ne gândim amândoi. Și nu-ți face griji, că atunci când vine înghețul nu mai e problema asta. Problema e că op. Da, bine, când vine înghețul, sper. Nu știu, mă gândesc sincer, îți spun, mă gândesc și nu glumesc. Mă gândesc la o încuietoare automată, să fac o automatizare acolo în spate. Există încuietoare care apeși un buton și se deschide. Și, pac, se închide. Păi asta ar fi cea mai bună soluție. Dar nu mai bine tu pe Cezăr cu tine în casă și ai terminat. Nu. Sau acolo pe terasă sau... Pe terasă stă în timpul zilei, dar aș vrea să-i spun obraznicul. Dar e câine și n-am cum să-i spun obraznic, mai ales că astăzi este și ziua lui. Da? Obraznicul a început să roadă pereți. Am observat că lipsește o bucată dintr-un colț. Vai. Proaspăt făcută, izolată acolo. Dar ce vorbești? Că cea mai proaspătă bucată de perete care nu de o săptămână a fost terminată, Cezărică s-a urcat cu labele pe ea. Nu-ți zic că e așa plină de dungi? Că îmi vine să-l pun în cui. Da. Dar e ziua lui astăzi. Și astăzi, să știți că este ziua, cred că internațională, nici nu mai contează. E ziua animalelor, de pretutindeni. La mulți ani, Cristi. Ziua internațională a animalelor. Mulțumesc! La mulți ani și ție. Mulțumesc! Bipedelor și matrupedelor. Mulțumesc! Toată viața am fost făcut maimuță, așa că... De ce să nu sărbătoresc dacă e de băut, bem toți? Eu am fost făcut hienă, deci. Hienă? De ce hienă? Semeni cu o hienă sau așa? Nu. Mie frații mei îmi ziceau tot timpul maimuță. Da? Da, ei ziceau maimuță. Că tot imitam, nu știu, maimuță. Păi de mic probabil doreai să te faci actor, știi, și încercai să... Da, asta, fratele meu ăsta mare îmi zice... Opa, îmi zice... Ăsta de la care am trauma. Îmi zice că-s maimuță. El... Te ascult, Sergiu, așa destăinuite ca la un psiholog. Nu mai țin minte exact ce anume, dar știu că și-a luat mașină, mi-am luat mașină ca el. Celălalt frate s-a căsătorit, după o lună m-am căsătorit eu. Așa, tot chestii din astea, știi? E o concurență din aia. Și-a luat el ceva, mi-am luat și eu. Cam așa circulă, dar ce să zic. Eu sărbătoresc și astăzi, toți suntem niște animale. Mai și gândim din când în când, dar în rest suntem animale. Și să termin cu vremea, astăzi 21 de grade maximă. Ia să vedem, că ne apropiem de finalul săptămânii, 22 mâine, 20 vineri, sâmbătă 20, 21, mergem așa,
De marți, din 10, ne zice că se mai răcește puțin, vor fi sub 18 grade. Ia să vedem dacă... Opa, nu vreau să mă îngrijesc părul, mulțumesc. De la jumătatea lunii rămâne de la jumătatea lunii să scadă temperaturile sub 15 grade. Așadar, încet, încet, pregătiți-vă garderoba. Scoateți blana. Scoateți blana, duna, dricarul. Tu știi ce e dricarul? Hai, cum să nu știu. Bă, băiatule, când mă duceam la Odoreu la bunici, mamă, că nu mai am plăcea să mă trezesc din asta sub dricar. Să stau așa. Da, să și simțeam mirosul de griz în lapte. Îmi făcea, bunica ne făcea tot timpul griz în lapte, cu lapte proaspăt de la vacă. Mm-hmm. Grizul nu era proaspăt, era cumpărat din magazin, dar asta e altă poveste. Nu. Nu se punea ea să macine. Bine că era. Bine că era. Sau ne făcea mic dejun, ochiuri cu șunculiță. Șunculiță? Mă, voi trebuie bine, noi cu străninuță, nu șunculiță. Tu ce crezi că eu am stat, unde am stat? Bunicul meu a fost primul primar, mă, din Odoreu. După Revoluție. Nu știu cât a fost, a fost tractorist. Da? Dar cum? Deci asta cu gluma aia din Metamorfoze chiar e bună, adică... Da, bun. Și acum ce... Gumăliguță cu brânzică și... Da, bă, iasă, nu dimineață. Nu dimineață. Dar ce e așa, zici, bogăție? Că doar avea porci. Mama, când mă duceam acolo, avea o debarat, ne deschideam acolo ușa, așa târnau, așa șuncile. Mamă, și te duceai cu cuțitul și stăia un pic de șuncă. Ma, de acolo, cred că de acolo mi se trage că îmi place șunca afumată de mor. Aș mânca chile întregi până aș da așa de la ta sare și afumătură. Un lucru pe care îl avem în comun. Da, îți place afumătura? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 mănâncă tu o ciorbă, un bograci fără o fumătură. Și, blasfemie! Sau cu varză murată, ulei. Sau micul meu dejun preferat e în felul următor. Nu-mi zice ca fumătură, că atunci și mor. Ba da, un ou fiert, okay. Roșii cu... Acum am prins ulei de olive, știi? Olive, nu mai zice olive, doamne! De măsline. Ulei de olive. Șunculiță. Okay. Aia, și brânzica. Și pâinica înmuiată. Dar de ce? În zeama de la sosul, de la roșii. Îmi dai niște trigăre din asta să mă fac Dana Budeanu și să zic că tu nu mănânci pâinică. Că tu mănânci pâinică. El la 40 de ani, el mănâncă pâinică. Da, e pâinică, e micuță. Hai tu la mine și zi-mi dăm pâinică, că îți dau eu ție o pâinică. O pită. El papă pâinică, pâinișoară muiesucă, așa muiată. Frumos, așa. Dai din drumul la Dana Budeanu din mine. Pâinică. Păi, Cristian Budeanu, e pe acolo. Pâinică. Mamă, și bun. Un pic de roșică frumos. Brânzică. Da, și un pic de brânzică. El papă brânzică. Și un pic de șunculiță. Doamne fer să nu-i pice bine brânzică. Și șunculița. Adică la șunculiță. Da, nici șunculița, șuncă. Șoncă. Slană. Slai, slană. Mamă, dar ce galben suntem pe live. La mulți ani, de zice Daniel, bună dimineața. Mulțumim la fel și ție. Sper că... Virgulă, câinele din tine încă e activ, dacă mă înțelegi ce vreau să spun. Mihai, Misi, bună dimineața, Nicoleta, bună dimineața. Și pe răsăriții de la Fix ne salută Răzvan, eu regalt. Eu regalt. Boldoc, Suli, napot, Răzvan. Suletești, napot. Nu suletești, napot. Ai ziua de nume? Suli... Bă, da, e bine și Sulina. Cred că Sulina poti prescurtare, da, știi? Da, da. Dar... Răzvan, zine cum e, că dacă... Dar nu, stai să văd. Că Boldoc Sulina pot, adică o zi, Boldoc, o fericită a zilei de naștere. Uh-huh. Dar dacă nu e ziua de naștere, e doar ziua ta, se zice Ișten Ilteșe. Adică să duc ceva, să te burde în rai, nu știu exact ce, cum îi... Dar știu că sunt câteva expresii foarte mișto în maghiară, care în română sunt așa, banale. Ca de exemplu asta. Sau ar mai fi una, de fapt nu e o expresie, e un nume de instituție, de exemplu la teatru. Nu se zice teatru, nu se zice teatru pe maghiară, se zice Sinhaz, Casa Culorii.
Ia uite că mai contrazice. Ia uite că m-ar contrazice pe mine. Nu știam că e casa. Care am stat la Odoreu între maghiari. Nu, glumesc. Am stat la Odoreu, nu între maghiari, dar toată lumea vorbea maghiară. Cum ai zis tu? Casa actorilor. Nu-i... Cum se zice la actor pe maghiară? Cum se zice la actor pe maghiară? Sineis. Da. Așa, și Sineis. Dar e cum ar veni... Sin-house? Dar nu-i house. Sin-house. Bine ați venit la Sin-house. E foarte american, spune Sin-house. Hai să vedem. Sin maghiară. Sin înseamnă în maghiară. Sin, eu așa știu că e culoarea. Dacă nu asta înseamnă, înseamnă că am fost mințit o viață întreagă. Dar nu e asta. Sin, că zice, observi ce zice. Uh-huh. Ai trecut în normal invers, nu traduc din engleză maghiară. Da, sin, asta. Să-ți dea, sin, să-ți dea ori păcat, ori sin. Sin. Rails, noun, track, tracks, split, line, guide. Nu, ziceți-mi voi ce înseamnă sin, dar cu siguranță știu bine ce știu. Adică dacă nu știu asta, atunci... Iar a spus-o una la Hagi. Cu siguranță știu eu ce știu, dacă nu știu, nu știu. Dar tu ce? Da, nu mi se pare. Nu-ți nimeni, nu te-a trăit. Nu mi se pare. Să nu treci clasa. Sau să nu treci de ora 9 și un sfert. Hai să vedem. Fii atent ce am căutat eu ultima oară. Romanii. Hai să vedem. No, bun. Traducem maghiară în română, dar nu așa facem, că nu știu cum se scrie, atunci scriu așa. Culoare. Sin. Ha! Asta este, Cristi. Mă mai contrazici? Nu mă mai contrazici. Ba, ba. Deci, casa culorii. Și nu sună frumos casa culorilor? Și Sineis, hai să vedem ce, cum se zice la actor. Sineis. Actor. Sineis și se zice... Colorat. N-aș. Păi dacă e casă... dacă sin este culoare, nu? Corect? Da. Și Sineis ar veni colorat. Mă, așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie Sinese. Stai. Sines. Așa ar trebui să fie sau... Culoare. Uite, Sinez, culoare. Tu ești o culoare. Am înțeles. O culoare. Tot mai mult, tot maro astăzi. Mai mult nu în culoare, dar în fine, asta e altă poveste. Haide să vedem ce mai avem astăzi, ce sărbători. Sunt o culoare în viața lor. Pentru tine un culoare? Sau galben intermitent? Mai mult intermitent decât galben, dar hai să vedem dacă astăzi avem ceva foarte interesant în Wikipedia. De-a lungul istoriei, cel mai important este ziua animalelor. Asta n-avem. Suntem înconjurați zilnic sau pretutindeni, nici măcar zilnic, pretutindeni suntem înconjurați de animale. N-avem cum să nu le sărbătorim astăzi. Dacă nu avem un cățel, sigur avem un cățel care trece prin casa noastră sau pe lângă blocurile noastre. Dacă nu avem căței, au vecinii noștri și îi simțim că latră. Dacă nici așa, cu siguranță avem un papagal sau ne place pisica dacă nu le plac câinii. Sau poate aveți un șobolan. Cu siguranță vreun șobolan. În orice curte. Poți să faci tu ce vrei în curte, că tot o să treacă un șobolan pe la tine sau un șoricel. De n-ai ce să faci. Uite, de exemplu, de exemplu, știi că mi-am făcut curat în spate, în curte, nu? Uh-huh. Și mi-am organizat totul. Încă e dezorganizat, dar să zicem că l-am organizat. Și mi-am făcut, mi-am betonat ca să nu mai am noroi, să nu mai am... Eu m-am gândit, eu, șoare și șobolan. Mi-ai zis de treabă, în curățenia cea mai mare, pac, am văzut un șoricel. E... Dar nici măcar nu era altul, chiar era vecin. Dar da. A venit să vadă, ce faci? Da, ce... Dar nu săracul... Săracul l-am dat pe mâna poliției și... S-a dus? Nu eu, că eu nu pot. Eu sunt prea sensibil. Dar uite că dacă stai la curte, cu siguranță aveți animale. Dacă nu, v-am zis, nu mai vreau să zic, ziceam tot ce am zis înainte. Așa că trebuie sărbătorite. Dacă nu aveți nimic, sigur aveți un cuib de pasăre pe undeva pus pe bloc sau pe casă sau pe undeva. Sigur este o pasăre. Și pasărea e animal.
dacă nici așa, atunci ierte-mă Dumnezeu, mergeți la pet shop și cumpărați-vă un animal. Nu ne dai idei că s-ar putea să vezi că se urcă pe copac să sărbătorească și oricum chema pompierii ca să... Cum ar fi? Ce căutați acolo, doamnă? Uite, ziua animalelor, am venit să aduc. Mi-a zis Sergiu să mă urc în copac să sărbătoresc cu un porumbel sau cu ceva. Da, na, se poate și asta. Asta ar mai trebui că atunci da, nu, dar sunt, le-am făcut pe toate. Sunt magazine care au de vânzare... Da, nu animale, și e cum normal. Te duci frumos cu un tortur. Pet shop-uri din astea. La mulți ani tuturor. Sau, de exemplu, te duci frumos, cumperi un sac de mâncare și îl duci la Free Life. Și sărbătorești acolo cu o grămadă de căței. De ce nu să nu faci asta dacă vrei să sărbătorești? De ce să nu facem asta? Sau ai putea să sărbătorești cu o supă de găină foarte bună. Eu încerc să fac lumea să conștientizeze importanța animalelor de companie și nu numai. Și tu îmi zici că trebuie să păpăm o găină astăzi. Te duci în curte la... Și zici la mulți ani. La mulți ani. Deja te văd la mulți ani cine? Și un culiță de Crăciun. Dar chiar, mă, noi vorbim de animale și acum 5 minute am povestit cât de bure e șunculița. Exact. E bun, nu? Că și noi avem o constantă, sau nu constantă, suntem constanți, asta am vrut să zic. Adică, constanți? Nu, constanți. Suntem imprevizibili, mai degrabă. Da, nici nu mai contează. E bun, ziua animalelor, dar noi păpăm șunculiță bună, afumată. În rest, ce mai contează? Dar hai să vedem dacă găsim ceva interesant. Te rog, nu-mi citi. Nu-mi citi decât dacă vezi ceva care sare, știi cum? Așa de te pleznește, de te lasă așa, să stai să curgă sânge. Doar așa citești. Eu doresc... Multă sănătate tuturor! Da, doresc să-i zic un mare actor pe care îl admir. Așa. Se numește Christoph Waltz. Așa. Să-i zic la mulți ani. Ce-i la zici? Mulți ani. Așa. Mai e cineva născut aici, tot actor, poate că știi, Liev Schreiber. Mă, nu știu după nume, dar e super bun. Mie îmi place mult. L-ai văzut în Wolverine, fratele lui Wolverine. Fratele lui Wolverine? Da. Ok. Dar nu, îl știu pe actor. Îl știu, dar nu știam după nume. Uh-huh. Și Dakota Johnson. Da, nu, o știi? Da, o știu, mie îmi place. Ce ai văzut ultima oară pe ea? Cred că... 50 Shades? Cred că doar reclame la 50 Shades of Grey. Cred că doar reclame, cred că e un film pe care... Ba, l-am văzut prima parte, te mint. Dar atâta de subțire mi s-a părut. 50 Shades of Grey. Cum tipul ăsta, foarte... Face dintr-o cumințică... Da, cum îl cheamă, zic, te rog? Pe el? Nu știu. Cum îl cheamă? Cristian? Exact. Cum îl cheamă? Cristian îl cheamă în film? Cristian, da. Mi se pare așa foarte tras de coadă cum el, mamă, și ce face din ea și vai de mine ce face cu ea. Adevărul că tot am face, dar nu, glumesc. E subțire al filmului. Fii atent, acum că pentru că era bogat, nu? Era super bogat. Dar nu cred că de asta face ce face. Că dacă trăia într-o înrulotă, crezi că se mai numea 50 Shades? Se numea Criminal Minds. Da? Dacă era sărac și într-o lotă și cu mașină de 1500 de euro, 2000, da. Nu cu elicopter și cu mașini de 500 de mii. Și crezi că asta a dat-o gata pe domnișoară în film? Elicopterul și banii? Mie eu nu cred. Eu cred că șarmul lui l-a făcut. Păi șarmul lui de unde vine? Doar nu din elicopter și din mașină și din cont. Are și să știi că îți influențează șarmul. Dacă lui e încrederea, dar șarmul nu. Costumele alea frumos, garderoba. Nu haina face pe om. Aparențele... Ajută. Da. Dar în șarmul. Impresiile. Opulența. Da, dar uite-te, ea nu era prezentată în film ca și o tipă după, știi, care e
gata, moartă după bani sau așa, era chiar o cumințică. Am înțeles, dar subconștientul, noi... e băiatul rău. Nu, e the bad guy. Da, dar el nu era, asta e că el nu era băiatul rău. El nu era rău, el era doar șarmant. Era... Nu contează, mă, Cristi. Nu asta vrem să transmitem lumii care se uită. Că banii contează. Nu contează banii. Contează altceva. Mai mult decât bani. Contează să... Să ai încredere în tine. Contează să... Feri încredere. Contează să știi să te comporți. Nu contează bani. Banii vin. Zicea un... zicea un cunoscut, un domn, îl cunoaștem amândoi, banii stau pe stradă, sunt peste tot. Tu trebuie doar să te duci să iei. Da, pică din copac, să știi. Pică din copac. Și acum toată lumea unde și să se ducă afară unde. Știi, dar ai înțeles ideea, nu? Adică oricine poate să facă, oricine bine, exagerat un pic, trebuie să decoadă că oricine poate să facă bani. Dar oricine are puterea să facă bani. Doar trebuie să știi cum, când, să ai curaj. Curajul, cred că în viața asta contează mai mult curajul decât momentul, banii de moment, situația ta financiară de moment. Mai degrabă curajul. Că dacă ai curaj, poți să ataci orice pradă, dacă mă înțelegi ce vreau să spun. Poți să ataci orice țel în viață. Asta a fost undeva prin secolul 15. Acum vezi că de ai dosar penal. Da, ok, eu am zis secolul 15. Dar și tu coboară. Gândești cavalerești, așa, foarte epic. Stai, știi că nici în secolul 15 nu puteai să ataci tu o prințesă. Nu, da. Nu. Acolo sigur ți-o dădeam în funcție de cât avere aveai. Da. Că vedeam, haide, am palat, am, păi, da, bine, am și cai. Hai să zicem că erai un ciuriburi, erai un ciuriburi. Tu crezi că puteai să faci toți banii din lume că tu n-aveai acces la o prințesă? La ce filme te-ai uitat? Dar nu ai, n-aveai cum. Acolo e sânge, e vorba de sangre. Dacă nu curge sânge albastru, salut. Să știi că au fost cazuri în care, de exemplu, un porcar. Un porcar. A ajuns bogat. Ia auzi acum povestea. Ce, este ceva fabulă? A făcut o armată de mercenari, a devenit asta. Și a făcut el singur sângele albastru. Da, da, ce să zic, nu vreau să te contrazic, dar au, se poate. Excepții au fost. Bun, hai să mergem mai departe, să vedem. Excepții în Wikipedia. Da. Știu că astăzi, în 1669, Rembrandt a murit, pictor olandez. Dar ce voce gravă am luat când am zis Rembrandt. Bun, hai să vedem ce mai avem interesant. Janis Joplin, în 70, moare astăzi, o cântăreață americană. Hai să vedem dacă mai avem ceva la deces. Janis Joplin, poți să cânt o strofă dintr-o melodie de a ei, memoria ei? Ui, de asta mi-era frică, ia zi. Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz? My friends all ride Porsches, I must make a man. I work all over my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz? Băi, n-ai ce să faci, trebuie să-l aplauzi. Foarte frumos, foarte frumos. Dar eu cred că... eu cred că orice a zice mai departe doar a strica momentul lui Cristi. Așa da. Că luăm o scurtă pauză publicitară. Nicomi, ferestre și uși care ne recomandă. Tehnologie prin inovație este sloganul prin care brandul Nicomi a inaugurat al 23-lea showroom din România.
Brandul Nicomi, unul din liderii naționali în producția de ferestre și uși din profile Rehau și Aluplast, este aflat în plină expansiune, cu o viziune modernă bazată pe soluții inteligente, calitate ireproșabilă și orientare spre viitor. Showroom-ul Nicomi este situat pe strada Wolfenbüttel, numărul 58, colț cu eroilor. Sătmărenii și nu numai se pot bucura acum de produse de înaltă calitate și tehnologie superioară față de ceea ce se găsește momentan pe piață. Având peste 30 de ani de experiență în spate, Nicomi a devenit un brand de succes, reușind să deschidă al 23-lea showroom din România într-un domeniu în care concurența este acerbă. Pentru a oferi un produs de nivel superior, este nevoie de inovație, flexibilitate, dar și furnizori pe măsură. Experiența asigură întotdeauna calitatea, de aceea sătmărenii care își doresc ferestre și uși la standarde europene sunt invitați la showroom-ul. Nicomi transformă locuința dumneavoastră într-o zonă exclusivă de confort, de aceea sătmărenii sunt așteptați cu drag la showroom. Pe strada Wolfenbüttel, numărul 58, colț cu eroilor, de luni până vineri, de la ora 9 la 16, pentru a beneficia de o ofertă personalizată în funcție de necesitățile impuse de amplasarea casei, apartamentului, clădirii și, bineînțeles, de dumneavoastră. Nicomi, ferestre și uși care ne recomandă. Nicomi, ferestre și uși care ne recomandă. Pacienți, Aquamedica vine cu o veste extraordinară. Vă informăm că acum puteți beneficia de consultații gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Pentru mai multe informații și programări, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0748 057 781. Sortiment de prăjituri preparate după rețete spectaculoase, cofetăria Royal Cake este soluția perfectă pentru a petrece timp alături de familie într-un ambient liniștit în centrul nou, lângă anfiteatrul de pe alea Corneliu Coposu. Terasa cofetăriei vă oferă o atmosferă relaxantă unde să vă puteți bucura de sinfonia de gusturi, dar și de cafeaua proaspătă și îmbietoare. De asemenea, cofetăria Royal Cake, mereu la dispoziția dumneavoastră, vă prepară cele mai delicioase sortimente pentru evenimentele importante din viața dumneavoastră. Prăjituri, torturi, candy bar, produse vegane, produse patiserie, brioșe, muzuri, specialități, deserturi la pahar, cofetărie artizanală și decorațiuni festive. Cofetăria Royal Cake, din pasiune pentru dulce.
romantic events. De-a lungul timpului am reușit să ne încântăm oaspeții cu o estetică superbă și servicii inegalabile. Eleganța și personalul dedicat fac ca romantic events să fie o alegere de vis pentru cei care țintesc pentru locuri unice de evenimente din satul mare. Sala mică găzduiește până la 200 de invitați, iar sala mare până la 400 de invitați. În această locație de vis organizăm nunți, botezuri, sărbători în familie și diverse evenimente. Cele două săli beneficiază de terasă acoperită pe structură din lemn masiv, parcare generoasă și o grădină de bas. Romantic Events, eleganță și rafinament. Continuăm cu știri din satul mare și ce se mai întâmplă prin satul marul nostru drag și iubit și de nelocuit și... Ce cauți rima? Da, și caut să zic ceva bun. Ați văzut probabil, s-a închis centrul de gata, nu mai circulăm deloc pe lângă parc. Deci, nu de mai două ori am zis că se închide centrul, da? De două ori am zis, da. Aici, cu tare și așa. Da. Și tot acolo ai luat-o. Ghiși ce fac eu ieri. Ai luat-o pe acolo peste întorci. Mă trezesc cu polițistul care zice, ei, ei, înapoi. Și zic, băi, dar cum pot să fiu atât de uituc să știu când eu sunt cel care... Eu să știi... Se întâmplă, mai ales ție, ți-am zis. Hai. Bun, hai să vă zic că sunt acțiuni de dezinsecție împotriva țânțarilor în municipiul Satu Mare. Ia să vedem când, ce, cum sau poate au fost deja. Dar simți că sunt așa țânțari? Ai simțit vara asta? Nu. Nici eu. Chiar pe bune, chiar n-am simțit. N-a fost, mamă, ce de țânțari, mamă, nu mai... Știi că în alți ani parcă simțeai. Acum chiar nu am avut problema asta, dar știu că sunt zone în care chiar sunt, e problemă cu țânțarii. Da. În perioada 5-12 octombrie, adică începând de mâine, în funcție de condițiile meteorologice, adică nu ori și cum, dacă plouă, degeaba faci, după ora 22 se vor face acțiuni de dezinsecție pe malurile râului Someș, în parcurile și locurile de joacă din cartiere, pe fâșiile stradale și zonele verzi, anunță primăria Satu Mare. Știi când cred că a fost foarte eficientă această... Dezinsecție? Da. Când... 6 ani în Beciuri. Am Beciuri din cartiere, știi, îmi puneau cu hârtie, ziceau, vedeți că atunci chiar nu... Atunci a ajutat. Dar bine, în cazul meu, eu având foarte multă pânză de paianjen prin casă, că nu... Băi, să știi că o pânză bună de paianjen într-un colț la casă, în casă, să știi că ajută. Băi, să știi că ajută. Deci... Te mai scapă de o înțânțărel, de o musculiță. Eu țin minte la un moment dat, acum nu vreau să stau eu să fabulez acum, dar țin minte că la un moment dat am lăsat intenționat un mic păianjenel așa în colț. Și știu? S-a făcut... Nu, hai, s-a făcut, acum zici că a prins acolo un șobolan și l-a... Nu, dar am lăsat intenționat că ăla încă mai ciupea ceva, știi, să se mai prindeau acolo. Am lăsat mai... Adică nu fiți foarte obsedați de... Păi, angeni ăștia micuți, mai vedeți o pânză, gata, un, doi, trebuie, că să știți că mai ajută. Da. Și chiar nu glumesc. Mai ajută să te mai scape de o insectă, două care mai intră. Mai ales la casă, acum cum stau la casă, văd cum e. Adică n-ai cum, am plase la toate geamurile, plase la uși, dar o muscă, două, pe zi tot intră. La mine, cu țânțarii nu, dar acum începe sezonul ploșnițelor. Vai ce le urăsc pe alea. Da, nu știam. Nu? Nu, da, uite că dacă dau cu împotriva țânțarilor... Hai să vezi acum câte... Poate deja la mine au început. Poate la mor, la mama. Mor și ploșnițele sau poate o fi îngrășământ pentru ele, știi? Că la un moment dat știu că am văzut, nu știu unde am văzut exact. S-au vaccinat și ăștia astea împotriva. Da, nu, că era dăunător unui tip de insecte, dar era benefic pentru altul, știi? Și se plângea lumea, nu mai țin minte unde am văzut, dar nu cred că în România am văzut asta și nu știau cum să facă pentru că pe unele le îngrășau și
pe altele le omorau. Dar e bine că se face. Deci între 5 și 12 luna asta, după ora 10 seara. Bun, hai să mai vedem ce mai avem de prin satul mare, Cristi. Deci ei se vor pune la ora 10 seara să... În ce sens? Că n-am înțeles după ora 10 seara. Atunci se va face dezinsecția. Că doar nu merge cu pistolul cu insecticid sau cu ce-o da în timpul zilei. Păi dacă pe malul Sămeșului, de ce nu? Ca să nu îl ia vântul și să îl inspiri tu. O fi el aprobat de minister substanța aia, dar nu e aprobată ca să o inspiri tu. Bine, dacă mă întreb pe mine, eu n-am zice că n-ai inhalat un pic de insecticid, dar asta deja e altă poveste. Și apropo, la mulți ani tuturor animalelor, la mulți ani și ție, Cristi. Mulțumesc, mulțumesc. Astăzi ziua internațională a animalelor. Dar nu a insectelor, așa că șopă ele. Zi. Ar merge niște șunculiți, așa, dacă tot îmi e. Las. Ca și la mulți ani, dacă tot îmi zici la mulți ani. Să te zini și tu cu da, niște papă acolo de animale. N-am fost inspirat. Niște pâinică? Niște pâinică? Ia, lasă-mă. Zi-mi. Ce să zic? Fii atent aici, mai băiatule. Tu ai zis tu ceva de marca mea de mașină. Păi, uite-mă, băieții, mă, poliția Satu Mare și-a dublat numărul de BMW-uri. Și începe vânătoarea. Dar vine, mă, dar vânătoarea asta, să știți că ăștia de la poliție nu știu că, exact, că vânătoarea nu e Need for Speed, adică nu trebuie să te duci să îl prinzi pe ăla din spate, că poți să ai tu BMW-uri, că tu îl oprești cu radarul și îl oprești cu... Câte urmăriri de mașini ați văzut voi în Satu Mare? Devine elicopterul și filmează de sus. Câte urmăriri tu de mașini ai văzut în Satu Mare? De tu o să trebuie să-ți dublezi numărul de BMW-uri a poliției. Înțelegi ce zic? Zi-mi câte urmăriri de mașini din astea, car chase-uri, ca în America, știi? Cu elicoptere, cu poliție, cu arunci cuie pe jos. Câte ai văzut tu pe la noi prin zonă? Păi n-aveam cum să vedem, că n-aveau atunci mașini din astea, nu înțelegi? Și ei ziceau, dă-i pace, du-te. Acum să vezi. Pentru că acum ați dotat. Tu îți dai seama că își bagă, acum poliția o să-și bage oameni, numai să ia mașină, să fugă, să poată să urmărească ăștia ceva? Știi, zice, bă, băiatul, auzi, fii atent. Ia, bă. Te prind, nu-ți fac nimica. Tu numai te urci, nu te oprești. Vezi că suntem acolo, stăm la pândă. Nu te oprești, da? Când îți fac semn. Pac. Băieții, scoateți BMW-urile, băieții. Băieții, avem o urmărire. Și vezi tu, 6 BMW-uri, cum urmăresc un tico. Nu, că numai 4 sunt. A? Probabil dacă mai vin 2 din alt județ. Păi îți dai seama că dacă e la limită cu Zalău, cu Sălajul? Da, deci se opresc acolo. Băieți, de aici preluați voi, că noi nu mai avem autoritate. Și cu 60 la oră urmăresc un tico. Și dau filmarea pe fost, zi, fost o pe, dau... pe rapid, ca să se vadă. Aici am vrut să zic, o dau pe fost, da. Fost forum, cum îi spune? Fast forum. O fost. Las că zic după publicitate ce ai zis, deci, dar uite, m-am greșit, nu 4, au 5. Au 5? 5. E bun. Deci două vor fi alocate biroului poliției rutiere. Numai două? Da, a poliției. Păi după ce le-ați luat atunci? Păi nu, stai un pic. Păi nu pentru rutieră ați luat 5 BMW-uri? Păi mai sunt și ăștia care mai urmăresc... Ce, știu, cai sau ce urmăresc? Pantere? O bătaie, tipul fuge, deci nu are legătură cu rutiera. Da, dar pe ăla prins dacă fuge și cu ticou. Poate are o mașină și el mare. No, bun, lasă-mă să văd un pic. Da. 4. Păi și ai zis-o de parcă ai zis mamă. X-Drive. La un preț de 32.000 de euro, fără TVA, fără TVA. Și hai să vedem ce dotări are. Noile speciale, uite acolo zicea. Benzină. E benzinar, băieți, okay, benzinar. Cilindrat 1900. Centimetri cub. Da. 130 de kilowatts. Nu știu cât înseamnă. Kilowatts, nu kilowatts. Da, ar veni undeva la 220 de cai putere. Așa? Bine, un set de roți cu pneuri de vară și unul cu pneuri de iarnă e foarte important. E bine că ați primit roți. E bine că ați primit și roți. Plus cheie roți. Asta îmi place când îți zice că la mașină primești un set de roți. Asta nu-mi place, deci nu înțeleg. Adică la prețul ăsta îți dă doar cheie roți. Îți dă și cric. Uite, îți dă și roată de rezervă. Da, aia nu mai e normal, dar cheie roți. Da, ce? Pistol, mă, cu impact.
frumos acolo, bine, pus mă. În cască. Stai un pic. Și tu crezi că dacă face pană polițistul, el se oprește să dea cu cricul? Păi sau cu pistolul? Aia, ca la Formula 1. Că trebuie să mergi mai departe, dar se duce, nu stă după tine că ai făcut pană. Da, ce mi-ar plăcea să văd un BMW, un polițist cu BMW-ul care schimbă roata. Doamne, câte poze aș face. Volan reglabil pe două direcții cu comenzi montate pe el. Păi dacă se plictisește să-l mute la colegul, știi? Că și pe direcția asta se poate și pe aia. Atunci să zică, bă, eu nu mai am chef să-l urmăresc pe ăsta, că m-am plictisit. Ia urmărește-l tu. Stai un pic, nu, două direcții, un... Nu, că e și așa. Da, mă, știu, mă, știu. Hai. Nu, dar asta ar fi a treia direcție. Deci numai în stânga, în dreapta, sus și în jos. Și a treia, nu? În față, în spate. A mea e deodată mai bine ca lor. Da. ABS, SP, ASR, astea deja din serie. Minim 4 airbag-uri. Minim. Păi da, frontal, stai un pic, stai, nu te grăbi. Frontal, pasager, conducător. Da. Volan, zi, torpedo. Și în uș. Câte și strele? În parbizul, unde e parbizul? Și lateralele? Ei, nu, n-au, de banii ăștia ce vrei? Să-ți dea și la parbriz. Ah, da, uite-te. Viteză maximă 210. Dar bine, viteză maximă asta e linia aia roșie, mă, de pe bord, care zice că te poți duce cu 210, că la 210 a fost încercată. Dar ea merge, stai liniștit, până 280, liniștit. De asta n-au cum să scrie ei că mașina merge cu 280, când acolo e linia, știi? Acolo sunt încercate, la 210. Dar e suficient. Că la ce car chase-uri sunt prin județul Satu Mare, se descurcă și cu 210 la oră. Stai liniștit. Accelerație de la 1 la 100 de... De la 0. De la 0 la 100. Maxim. Maxim 8 secunde. Rău. Da, e destul de rău. Da, adică dacă Tesla ajunge, cât? 1,8. Ferrari 3,2. 1,8 Tesla ajunge la 100 de kilometri? Da. Păi câți G îți bagă la așa în... Ei. Păi, deci e ca un avion, nu mai are cuplu, adică nu mai face pauza aia de... Bun, nu dai pace, nu mai citi cer, sunt acolo că toate sunt niște chestii de minore. Bază. Minore. Hai să citim mai departe niște știri, să vedem, dar în orice caz, nu știu, felicitări celor care au prostit poliția și au reușit să îi pună să cumpere 5 mașini BMW-uri. Da, nu, da. De ce ai fi vrut Skoda? Bă, e o mașină mai ieftină, în primul rând. De ce să cumperi BMW când noi avem Dacia, care e mașina noastră și sunt Dacii bune? Cumperi niște Duster-uri bune, dacă tot vrei o mașină ca să fii cum mai țapăn, nu cumperi un Logan, de exemplu, dar cumperi de la noi, de la noastre. E foarte simplu, pentru mine răspunsul e în felul următor. Dacă acel proprietar, care este de părerea ta, da, are acel model de mașină Dacia, îi dau dreptate. Dacă ai alt model de mașină, că știi, te pun în situație. Tu de ce nu ți-ai cumpărat un Duster sau un Logan? Înțelegi? Păi eu nu sunt poliția română, nu cheltui bani din banii României, din banii românilor și eu nu vreau să promovez firme românești. Tu, instituție care aparții de statul acesta frumos și rotund, tu, în mod normal, tu trebuie să promovezi Dacia, Dacia e mașina. Au ei repartul lor de promovare a produsului. Tu trebuie să te uiți că s-a făcut o licitație. Tu trebuie să te uiți cum să stai cât mai lejer? Nu, ce chiar ieri ai în prețul ăla. Hai că mai pornit, mai pornit și zic. Dacă, ieri am văzut unul într-un BMW din ăsta și ieșa, dar era polițist, mașina de poliție. Okay. Și tipul stătea așa și stătea cu telefonul în mână și citea pe telefon. N-am vrut să zic asta pentru că n-am vrut să... Dar știi ce făcea? N-am vrut să... Da, căuta să... ce? Pokémon sau ce căuta? Nu, se uita pe Waze să vadă unde... unde are loc de parcare sau ce? Da, ai văzut cât de multă poliție a fost pe străzi în zilele astea? Da. Ai observat? Da, ce poliție a fost? Ouleu, vreo 3 filtre am... Posibil, dacă au scos mașinile vor. Ți-am zis că vor să-i incite pe oameni să fugă. Să apropie salarul, știi? Nu, vor să facă lumea să fugă, știi? Ca să poată să-și folosească ăștia mașinile. Să bage... Să ai un motiv, băi, băieți. Hai mă, că nu stăm aici pe telefon, căutăm... Ce am făcut? Cum dau back? E... Cu buton simplu, ca la...
toți? Da, sau noi, cu degetele. Dar ce ai căutat acolo? A, uite, am dat back, am dat-o în, cu muci în fasole. Am vrut să citesc despre un parc de panouri fotovoltaice în municipiu. Se construiește unul dintre cele mai mari parcuri de panouri din România. Dar dacă mai aveți răbdare cu mine 3 secunde, vă și zic despre ce este vorba. Bine, nu o să vă citesc cine îl face sau cum îl face, pentru că nu facem reclamă, dar în municipiul Satu Mare se construiește al doilea parc fotovoltaic a mărime din România. Înseamnă că trebuie să fie mare. Hai să vedem. Investiție de 60 de milioane de euro în Satu Mare. Al doilea parc fotovoltaic a mărime din România se construiește în municipiu. Compania israeliană bla 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 investește 60 de milioane de euro într-un parc fotovoltaic cu o capacitate de 70 de megawatts. Mega? Mm-hmm. Bun. Presupun. Da, 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 posibil. Că lucrările au început deja pe o suprafață de 75 de hectare, nu? Da. Dacă ai pune un B înainte la asta, ce, cât watts ar fi? Begavați. Da, ia, ia uite, chete, dacă pui un B acolo. 70 de B în watts. Vor fi amplasate 115.000 de panouri solare. Parcul este construit de unul dintre cele mai mari companii din domeniu din sud-estul Europei. Foarte bine. Și acum o să înceapă lumea să zică: vor să ne fure soarele. Vor să nu știu ce. Cine vor a zis că soarele e a tău? Din adică vor că ne aburiți cu panouri. Am văzut mai niște comentarii. Știi că am făcut noi acea reclamă la o firmă de panouri fotovoltaice. Da, da. T-ai citit comentariile? Nu. Măi, câte lume care nu înțelege ce se întâmplă în România asta, habar n-ai. O să-ți arăt în pauză. Okay, okay. Până atunci vreau să vă citesc ce mesaje mai avem. Bună dimineața, o zi bună, ne zice doamna Angela Buzilă. Bună dimineața, o zi cât mai frumoasă și dumneavoastră. Doamna Liliana, bună dimineața, o zi frumoasă vă doresc, la fel și dumneavoastră. Domn doctor Iulian ne urează bună dimineață, bună dimineața și dumneavoastră. Cum e, cum stați cu gaz, domnule? Deci, nu ne trimiteți, vă rog, o poză să vezi. Nu, nu mai pune paie pe foc, nu mai pune paie pe foc. Gata, să știți. Stop. Nu mai pune. Ok, am bani. Nu mai pune. Îl chemăm și discutăm despre asta aici. Nu mai, gata, nu mai. Bună dimineața, Adrian Ștef. Bună dimineața, Bianco. Bună dimineața. Și Gică, neața bună la cafea. Pe răsăriții de la fix ne mai salută Cosmin, bună dimineața. Oti, bună dimineața. Și Mihai, bună dimineața. Bun, avem și imagini despre parcul despre care tocmai am vorbit. Bun, haideți să vedem dacă mai avem și alte știri de prin Satu Mare, ca să nu încheiem zi, partea. Un mic artificiu numai. Artificiu? Dacă nu e artificiu, ce zici? Micuț. Te fac pe tine artificii. Vreau să felicit. Ai văzut? Tu ți-a citit gândul, regia. Deci, nu mi-a citit gândul, m-a auzit ce am vorbit. Da? Și uite, i-a văzut ce imediat acolo. Prompt, se zice prompt. Prompt e cuvântul pe care îl cauți. Prompt. Bun. Așa trebuie. Păi despre ce vorbim? Da. Noi discipline pentru elevii de gimnaziu și liceu. Ce discipline mai bagă ăștia? Măi, când vezi că tu un copil de 10 ani, că nu-l vezi de ghiozdan, înțelegi? Chiar mă, am văzut într-o dimineață două fetițe cu ghiozdan mai mare ca ele. Am văzut ce și doamne eu. Le puneți în ghiozdanul ăla? Ujină pentru toată clasa sau ce? Da, mă, acolo au catering. Ele erau bucătăresele clasei, da. Și le aduceau ujina, că altceva ce, doamne, poți să pui atâta în ghiozdanul ăla? Da, poate ne zic. Hai să vedem. Elevii de gimnaziu și liceu vor putea alege ca disciplină opțională, opa, istoria, robia și deportarea romilor. Iar liceenii vor mai studia o nouă disciplină obligatorie, istoria comunismului.
Păi dacă ei vor studia istoria comunismului din cărți scrise de comuniști. Ok, stai să... Nu știu ce să zic. Cu ocazia ceremoniei dedicate introducerii la nivel național a predării disciplinei, marți a fost asta, a spus doamna Ligia Deca, a istoria evreilor Holocaustul. Adică, de ce să nu știți istorie? Și în istorie, istorie, adică mare, și acolo poți să înveți Holocaust, comunism, adică schimbă un pic programa. Da, nu, eu așa țin minte la istorie. Începeai cu neopoliticul, da, 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 cu dinozauri, așa, așa, așa. Și te duceai până... Și veneai popoarele migratoare, etc., etc., secolul XIV-le, marele imperiu otoman, marele bătălii... Disciplina istoria Revoluția. Evreilor, Holocaustul, a fost introdusă obligatoriu pentru toți elevii din clasa 11-a din acest an școlar. Ok. Din anul școlar viitor... Da, nu, celălalt cred că e. 2025-2026, elevii de gimnaziu și liceu vor putea opta pentru disciplina istoria, robia și deportarea romilor, ca disciplină modulară. Iar elevii de liceu vor învăța obligatoriu istoria comunismului în România, a spus Ligia Deca. No, bun, dar... Cum ziceam înainte, păi nu e istoria ca să le include pe toate? Adică, na, în fine, eu cu asta cu comunismul, da. Păi, nu știu, la ce renunți ca să alegi materia asta? De exemplu... Nu renunț la nimic. Mai bagi un an plus? Păi e opțional, ar trebui să intră în categoria... Nu e opțional, istoria Holocaustului nu e opțional. Nu, la cealaltă. Istoria... comunismului. Comunismului nu e opțional, e opțional, va fi opțional pentru gimnaziu și liceu, istoria, robia și deportare a romilor. Ok. Aia e opțional. Restul, băgăm, că avem unde să băgăm. Tocmai ieri povesteam cu câțiva elevi care ziceau că, bă, nu ne mai băgați atâtea materii, mai ales în ultimul an, ultimii 2 ani. Lăsați-ne să ne concentrăm pe ce vrem să facem în viață. Avem istorie. Istorie, adică refă materia la istorie. Sau, nu știu. Comprimă, fă o zip. Fă o zip. Zipăleștele. Bun, hai să mai vedem dacă găsim ceva. Castraveți retrași de pe rafturile supermarketului. Din satul mare, un supermarket mai mare, nu îi dau numele, au fost retrași castraveți. Mare știre. Nu știu cine Dumnezeu cumpără castraveți murați de acolo. Când noi... Eu mai cumpăr. Ai? Da? Nu, eu cumpăr. Dar ce să fac? Apoi un bărbat a fost prins la furat de lemne. Păi începe să urmează sezonul rece. Unde ați vrut să-l prindeți la furat? Trebuie la să... umbrele de soare sau ce? Centrale termice. Centrale termice, târziu. Direct la lemne. Am să-ți dau rețeta de castraveța lui mama, care este... Excelent. Da. Băi, știi ce o rețetă vreau? Da. Castraveț cu o văsiță. Opa, te-am lovit în cap, în creștet, s-a văzut. Stai, de la supermarketul ăla. S-a văzut cum ai fost lovit în cap când am zis castraveț cu o văsiță. Covăsiță. Bine, eu aș spune covăsâț, dar am vrut să fiu domn. Ăsta din ai mici corniciun? Nu. Cornice? Ok. Lasă așa? Nu. Sunt castraveții murați la soare. Nu știu exact cum se fac, se pune un pic de pâine, nu știu exact, dar sunt geniali. Adevărat că îmi dau un cap, adică mi-e rău 3 zile după ei, dacă mănânc foarte mulți, dar sunt genial și aș mânca și cu pâine cu Nutella. Cu pâinică. Cu pâinică. Și cu Nutellică. Bun, mai avem un bărbat prins la băut la volan în Ciprcen. Eu vă citesc ca să ziceți, să nu ziceți că, bă, Sergiu, astăzi nu ne-a citit nimic. Știri despre satul mare, cam astea sunt. De ce, îți reproșează cineva că nu le citești știri despre satul mare? Vă mai zic și că... Frate, numărul îmbolnăvirilor cu COVID-19 este în creștere în județul satul mare. Păi urmează sezonul rece, sezonul gripelor, urmează așa. Apoi un ucrainean cu permis nerecunoscut de statul român, oprit în Vama Petea. Nu citim detalii, dar când nu e așa. A fost și un mic incendiu în Moftinul Mic. Au ars peste 250 de palos de paie, numai mic n-a fost. Cineva a fi niște țărăninuc acolo. Dar de ce nu? Și să vă mai spunem că astăzi toată România, cine a vrut, avocații astăzi protestează,
anunță și mai multe birouri de avocatură din satul mare că se alătură protestului avocaților, avocații sunt nemulțumiți, se dau loviți, exagerez, fiecare are dreptul să protesteze, doar că ei cer mai multe drepturi și mai mult respect. Te rog, dacă vrei să ne zici ceva despre asta, după care vom lua publicitate. Da, totuși există o mică excepție a cazurilor urgente și mă gândeam care ar fi cazurile urgente. Un divorț? Nu, e caz urgent? E urgent, e urgent. Dacă ai ajuns acolo e urgent, dar nu se clasează ca și urgență. Că mă gândeam dacă toate sunt urgente, depinde din ce perspectivă privești cazul, da? Dar zic eu ce... Atunci e urgent, practic e grevă, dar poate că... Dar nu e grevă. Știi ce e urgent? Ba da, nu e grevă, e protest. Astăzi avocații nu primesc, nu fac nimic, nu se duc la... Nu se duc proces, în procese. Da. Nu se duc la proces. Doar în cazul în care sunt în infracțiuni contra vieții, infracțiuni care au drept urmare moartea victimei, astea sunt urgențe. Uh-huh. Infracțiuni contra familiei, de exemplu, că le avem aici pregătite, că am știut că o să întreb și nu știi. Ce bine de ea. Te citesc așa de ușor. Uite, de exemplu, cenzurarea onorarilor din oficiu cu ignorarea protocolului privind plata activităților de asistență juridică obligatorie. Zic ei că nu e bună, adică protestează împotriva. Lipsa de respect manifestată de organele de urmărire penală în mod constant și frecvent, atât față de timpul și drepturile avocaților. Apoi, reorganizarea activităților de ședință judecătorească astfel decât programul stabilit inițial, fără informarea din timp a avocaților participanți la dosare. Supărați un pic și pe judecători că ăștia fac... Și când acest an s-a înregistrat întârzieri inacceptabile la plata onorarilor din oficiu pentru prestațiile executive. Și asta, de exemplu, dar uite-te, nerespectarea rolurilor avocatului și a funcției acestuia în cadrul procesului judiciar. Sunt multe nereguli și multă lipsă puțin așa. Dacă să spunem, lipsă de respect față de avocați, mai ales că, de exemplu, nu poți să întinzi un proces pe nu știu câte luni pentru că unul la mână, avocatul are și alți clienți. Nu poate să stea cu un client atâta timp sau să lucreze. Ar lua și cazuri noi. Păi depinde dacă ești avocat... Pe lângă avocat, ai un birou de avocatură, poate ești și avocat din oficiu, știi? Că asta ziceam înainte. Și te sună la 3 noaptea. Hai, că acum s-a întâmplat o nenorocire, trebuie să reprezinți una dintre părți. Nu știu exact cum partea acuzată, că ești din oficiu. Atitudinea de lipsă de respect față de timpul de studiu și rolul avocatului în procesul penal și civil. Cu asta noi încheiem prima parte, prima ora a emisiunii, luăm publicitate, după care revenim... Pacienți, Aquamedica vine cu o veste extraordinară. Vă informăm că acum puteți beneficia de consultații gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Pentru mai multe informații și programări, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0748 057 781.
spălătoria de covoare pavimentii cu experiență în domeniul de peste 15 ani elimină orice tip de pete, mirosuri, microbi și acarieni. Curățăm cu echipamente profesionale și detergenți ecologici. Spălătoria pavimentii, ridicare și livrare gratuită. Azi preluăm, mâine livrăm. Varga 4 SRL este o afacere familială, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ce activează pe piața producătorilor din domeniul panificației din nord-vestul României din anul 1994. Cei peste 180 de angajați lucrează cu făină de la moara proprie, provenită din grâul din regiune. Sediu și brutăria principală se află în Carei. De asemenea, Varga 4 SRL are brutării în Ciumești, Livada și Cluj-Napoca. Cu cele 4 puncte de producție se acoperă zonele de distribuție din județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor, Cluj și 2 județe din Ungaria. Flota de 35 de mașini livrează zilnic produse proaspete la peste 750 de clienți. Deoarece clienții sunt foarte mulțumiți, în viitorul apropiat se va investi în locații noi, moderne, produse și mai diversificate, precum și în utilaje noi. Varga 4, produse de patiserie proaspete, coapte, pâine călduță feliată pe loc, sandvișuri făcute în locații, cafea bună, atmosferă caldă și plăcută. Te așteptăm și pe tine să ne vizitezi! Am revenit în direct. Astăzi o avem alături de noi pe Amaryllis Pop. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Colega noastră de la Teatrul de Nord, manager proiecte Teatrul de Nord. Și cu ea astăzi vom povesti puțin despre ce proiecte a avut teatrul stagiunea trecută, ce proiecte ne pregătește stagiunea asta și tot ce ține de proiecte cu tineri, despre tineri sau orice. Și nu numai, a teatrului, să zicem așa. Bună dimineața din nou! Bună dimineața! Da, începem așa încet, nu o luăm direct, nu intrăm în pâine direct, așa un pic. Ești matinală sau nu prea? Da, sunt foarte matinală pentru că am copii la școală. Cred că ăsta e răspunsul pe care ne dă toată lumea care are copii. Sunt matinală pentru că... Înainte? Pentru că... Sunt matinală și în weekend. Tot pentru că ai copil sau pentru? Pentru că mi s-a obișnuit organismul cu anumite așa ori. E ce nasol e când ai timp da. Să dormi și nu poți să dormi. De la o vârstă îmbătrânești și nu mai ai de face. Așa-i? Că așa simt și eu. Măi, când mă trezesc sâmbătă și... Și ok, noi avem fără... și 7 și hai maxim 8. Și e sus și așa sta și zic, mamă, dar i-am zis că dorm astăzi. Și sta așa. Și zic, dar nu pot să dorm. Și ies din cameră și nu mă primesc mesaj. Primesc mesaj de la candidat, de ce ai plecat? Că nu mai am somn. Și nu mai pot să dorm. E bun atunci. Deci, cred că... ai și un cățel animal? Da. Să știi că astăzi este ziua lui. Știu. Astăzi este ziua dar internațională. Dar cățelul meu îi place să doarmă. A, perfect, da. Deci nu-i cazul. Noi îl trezim. Nu face ca și Cezărica lui Sergiu? Nu face. Dar să știi că astăzi Cezar nu m-a trezit pentru că l-am mutat în spatele curții și n-a apucat să mă trezească. Sărac.
Dar de ce e sărac? I-a făcut un țar, poți să pun două vaci în țarcul ăla. Contează, nu e lângă voi. Da, ok, bine. Lasă că a fost lângă noi și mi-a făcut capul calendar. Capul, da, ok, îl trecem peste. Așa că l-am mutat în spate și în fiecare dimineață la 7 sunt la el. Îl deschid, îi dau mâncare, apă. Nu duce lipsă de atenție, nu vă faceți probleme nici tu, nici tu. Bun. Bine, bun, haideți să povestim puțin despre teatru. Trebuie să anunțăm în primul rând că astăzi avem nuntă în Oaș la ora 19 la Teatrul de Nord, spectacol cu care teatrul se deplasează în Festivalul de Comedie de la Galați în weekend. În weekend. Da. Bă, colegii și noștri în FNT tot luna aceasta în 20 la București. La București, da. La Teatrul Bulanda. Bine. Înainte să vedem ce proiecte avem noi la teatru, spune-ne cum vezi tu nuntă în Oaș. A avut un impact anume a tot scandalul ăsta mediatic sau nu? Eu cred că a avut un impact pozitiv. Așa-i? Se zice că nu există publicitate negativă. Eu l-am văzut de multe ori. Mie mi-e drag spectacolul. De fiecare dată când l-am văzut, am regăsit o altă nuanță pe care nu am văzut-o în prima. Și îmi pare rău că a fost judecat greșit de oameni care nu au apucat să-l vadă. Da. Asta e singura părere de rău. În rest, fiind o bucureșteancă mutată la Satul Mare, n-am înțeles de ce atâta vulvă. Se face mișto și de ardeleni și de bucureșteni, eu sunt un mitic. Da, exact. Se face mișto și de cei din Telorman. De toată lumea. Cumva hazul de necaz la de noi toți este... Nuntașii. Da. Da. Dar bine, dar nu poți să zici că acum ai zis că se face mișto de aia, de aia, de aia. Nu, în spectacol mie, personal, mi se pare că se face mișto de cineva. Eu cred că se tratează, nu neapărat în glumă, dar cu umor, anumite probleme pe care societatea română, în general, le întâmplă. Păi asta zic, că dacă tratăm cu umor un subiect, nu înseamnă că facem mișto de el. Da, e drept. Nu, că când zici facem mișto, lumea înțelege, au luat ăștia în bagiocură. Nu e nicio problemă, poate să vină să-l vadă în seara asta. Ai văzut? Ai văzut? Deci o invitație la... Iar vrea să aibă dreptate, nu? Așa... Tot timpul. O invitație la teatru pentru seara asta, 4, astăzi 4, da, 4. Astăzi de la ora 4. 19. De la, 9, da. De la ora 19, știam eu că e în 4 și de la ora 19. Bun, hai să vedem, să trecem la partea cu proiectele. Spune-ne ce proiecte ați încheiat stagiunea trecută. Uite, foarte recent am încheiat Căruța cu teatru. Așa. A fost un proiect cofinanțat de Consiliul Județean. Nu s-a ajuns la el ultima oară, știi, să vorbim despre, dar ai început cu el, hai să vorbim. Începem, nu am spus și de începem, da, e bine, nu e nimic obligatoriu aici. Nu știu ca să-mi spui înainte. Da, exact. Vreau să mă anunț înainte ce vrei să vorbim, exact. Nu așa că îmi zici tu mie, da, că nu vrei despre asta. Să mă întreb cu ce vrei să începi. Exact. Căruța cu teatru. Căruța cu teatru a fost un proiect al Asociației Focus Drama, în parteneria cu Teatrul de Nord. Asociația Focus Drama este asociația trupei Mihai Raico a Teatrului de Nord. Și proiectul a vrut să valorifice cumva patrimoniul imobil al județului. Am ales 5 locații în care ne-am deplasat cu un spectacol stradal, cu un street performance. Am fost la Medieșu Aurit, la Carei, la Ardut, la Negrești Oaș și la... Îmi scapă ultima. Te-aș ajuta, dar nu-i stai. Deci, la Ardut am fost și eu. Tășnea. Cum au primit oamenii spectacolul? Părerile sunt împărțite. Părerile au fost împărțite, dar în general foarte bine. Este un spectacol care are la bază mima. Deci este un spectacol non-verbal. Oamenii când vorbesc despre teatru se gândesc la personaje, la scenă, la... Dar este un spectacol interactiv. Menirea noastră sau menirea proiectului era să adune familiile cu copiii. Este un spectacol pentru toate vârstele și să creeze așa un eveniment pentru comunitatea locală. Poate și că... cred că am reușit în proporție de 100% să ne atingem toate obiectivele pe care le-am setat. Bănuiesc că a fost destinat și persoanelor care se puteau, financiar vorbind, să vină în oraș, să vină la teatru sau... Absolut. La asta ne-am și gândit. A fost un proiect în care am dorit să
că nu s-a plătit biletul. Nu, spectacolul s-a dat gratuit și ideea a fost să și accesibilizăm un spectacol de teatru pentru oamenii de acolo, dar să punem în valoare și obiectivele turistice. Unde ați jucat la Medieș? La Medieș, la Castelul Lonai. Ok. La care e la Castelul Caroli, la Arput, la Cetate, la Negrești, la Muzeul Țărioașului și la Tăjnad, la Castelul La Ștrand. La Ștrand? În Bazil. Nu, dar uite, mi-ai dat o idee pentru un pregintor. De ce nu? Da, de ce crezi nu? Că Căruța, acum că a început să-și învârte rotițele, e posibil în viitor să... Eu mi-aș dori să continuăm proiectul ăsta. Cu un alt spectacol? Tot... Da, cu o altă ediție. E un proiect bun. Uh-huh. Eu consider că e un proiect bun și un proiect benefic pentru locuitorii județului. Pentru județ, dar da, de ce nu? Adică nu oricine, nu neapărat financiar. Cum zicea Cristi, nu oricine își poate permite să vină până în satul mare. Cred că, dincolo de financiar, e cultură. Nu toată lumea are cultura să se intereseze, să vină la satul mare să se uite la un spectacol. Crede-mă că sunt mulți care, dacă îi spui teatru din nord, zice, ok, și unde e aia? Și atunci, așa, multă lume care nici nu știa că există teatru în satul mare, pentru că, din nefericire, am întâlnit oameni prin județul ăsta, umblând mult în județ și cu echipa de fotbal și știu, așa cunosc lume care nu sunt din zona culturală, care habar nu au că satul mare are un teatru. Asta e o tristețe a mea, cum în 2023 lumea încă nu știe că există teatru în satul mare. Așa ați ajuns și întrebarea mea este, vreți să ajungeți și în localități sau în comune care mai mici puțin decât ce ai spus până acum? Care n-au centru... Da, eu aș vrea să facem lucrul ăsta. Dacă vrei, proiectul ăsta a fost un fel de proiect pilot. Da. Am făcut o cercetare, am văzut că se poate, sunt parteneri pe care ne putem baza, pentru că și asta e important. Nu putem să facem de aici toată publicitatea, nu putem să manageriem de aici toată logistica, vorbim despre locuri normal, care nu ne aparțin și avem nevoie acolo de parteneri, de încredere, care să se ocupe. Noi mergem și jucăm. Ce mișto ar fi să duci nuntă în... Nuntă, nu nuntă în oaș, că dacă duci nuntă în oaș ar putea să iasă cu... Să duci nuntă în oaș și nu în oaș? Da, să duci nuntă în oaș, de ce? În Batarci. Să joci în Batarci într-o curte mișto. Ei te aur de coarne, adică te duci exact în... Știi cum... Dar totuși știi cum e, hai să... Mitul ăla, aruncă-mă în cușca cu lei și am să devin... Na. Mergem și necum. Eu cred că spectacolul ăsta poate merge oriunde, da, cât există deschidere. Dar e interesant cum îl apreciază mai mult lumea când îl duci afară, nu aici la tine. În festivaluri a fost chiar foarte apreciat. Știu. Publicul a fost excelent. Știu. Și nu este singurul spectacol și care cu se siguranță va fi apreciat și acum la Galați, cu siguranță va fi apreciat la București când se duce în FNT. Dar, na, așa trebuie e. Trebuie văzut și tehnic, pentru că, cum ziceai, avem nevoie de parteneri în privința... Da, uite, m-a corectat curent, cineva, m-a corectat, nu se zice Batarci, se zice Bătarci. Am vrut să întreb. Bătarci, îmi cer scuze, Claudia, pentru această mică greșeală. Eu zic că e mică, dar e mare pentru locuitorii Bătarciului. Cer mii de scuze că am greșit. Promit că vom duce un spectacol în Bătarci, nu Batarci. Bun, bine, haide să vedem ce alte proiecte a încheiat. Înainte de asta am avut două proiecte de educație prin teatru, de data asta pentru tineri. Am avut niște ateliere în trei licee din satul mare, în cadrul proiectului Focus Youth, care a fost cofinanțat de Centrul Cultural Gemeza Amfirescu. Atelierele de teatru s-au încheiat cu mici crochiuri pe care elevii, participanții le-au prezentat în cadrul liceelor. Vorbim de doamna Stanca Slavic și Eminescu. Într-un cadru așa festiv a fost ați foarte sărit drăguț. Peste economic? El e terminat de economic, el ține economicul. Am să discut cu elevii de la economic să văd dacă... Dar ai zis doamna Stanca, nu? Am zis doamna Stanca. Ai auzit, nu? Da. Okay. Bine, mergem, trecem peste acest detaliu. Proiectul a fost Focus Fest,
cofinanțat tot de Consiliul Județean Satu Mare, a fost un festival de teatru pentru liceeni. Bun, pentru totul pentru liceeni. Ce, ce ați văzut voi schimbat la, nu știu, la liceeni sau la voluntarii teatrului după aceste proiecte? Au venit mai mulți voluntari, ați văzut unele schimbări? Eu de ce zic asta? Eu când am fost în liceu, am fost un copil semi-problemă, să nu zicem problemă. Să nu zicem, nu, a nimănui, că am avut și eu părinții mei, n-am fost al nimănui, Cristi. Dar am fost așa, mai rebel puțin. Și știu că primele dăți când am ajuns la teatru, eu eram comentariu de serviciu. Mânca semințe. Nu mâncam semințe. Dar mai, așa, mai comentam. După ce am început să am întâlniri cu actori de la Teatrul de Nord, am participat la un festival, am avut întâlniri cu Puiu Ardelean, cu domnul Carol Erdeș pe vremea când eram eu în liceu, s-a schimbat puțin percepția mea ca spectator. Adică nu mai vedeam cu aceleași ochi spectacolul. Nu mai permiteam să vorbesc pentru că știam ce înseamnă munca de pe scândură. Se vede o schimbare la elevii care participă la astfel de proiecte? Da, se vede. Și o să încep cu voluntarii. Aceste două proiecte noi le-am scris pentru că am vrut să refacem și trupa de voluntari a teatrului, care a avut de suferit în urma pandemiei, despre care nu vrem să mai vorbim, dar deja o să e devină subiect, un moment de referință. E subiect așa, lejer pandemia, da. Acum, nu mai vorbim încrâncenați despre pandemie. O să apară și materie, istoria pandemiei. Da. Nu, da, opțional, înțelegi? Da, nu e opțional, dacă vine vorba de pandemie, nu e opțional nimic. Nu alegem. Bun, și atunci să ne întoarcem la voluntari. Da, în urma acestor două proiecte, pentru că au avut loc multe întâlniri între actori și elevi, a crescut și curiozitatea lor. Și după ce am încheiat proiectele, ne-am bucurat de aproape 50 de voluntari noi în teatru, cu care încă colaborăm. Da, se schimbă foarte mult percepția lor. În primul rând află cu oarecare mirare ce înseamnă să fii actor. Ei credeau că citești un text, îl memorezi și intri pe scenă. În primul rând învață foarte mult despre vulnerabilitate, despre spiritul de echipă, ce înseamnă să te bazezi pe celălalt, cum te vezi pe tine în raport cu celălalt, învață să se accepte și să nu se judece fiecare pe sine atât de rău. Ar trebui să vin și tu la cursurile astea, mai ales când judeci pe alții și pe tine. Ți-ai găsit tu să-mi zici că eu judec pe alții? Adică, fașa de vârstă care e la voluntari aproximativ? Avem și voluntari mai mici în gimnaziu, dar pentru atelierele care se fac, pentru că voluntarii la noi beneficiază de niște ateliere pe care le ține Romul Moroțan, aș începe de la 14 ani. Mm-hmm. De acolo. Au fost cerințe și în vârstă mai fragedă, mai mică? Da, mică? Eu știu un caz. Și Au fost foarte puține. Dar mai așteaptă un an, doi, că ești prea fragil. Fica mea vrea și are doar 10 ani. Am zis să mai aștepte un pic. Ah, mai are ce aștepta un pic. Dar dacă uite, de exemplu, ca fica tata, o elevă dezghețată, e ascultătoare, să zicem așa. Bine, acum nu vorbim de logic, nu vorbim de rău despre copiii noștri. Nu vorbim de copiii noștri, sunt copii model. De asta zic. Dacă e un copil la 12-13, mai dezghețat la minte, ascultător, așa, nu poate să vină. Adică eu înțeleg că 14 ani ca să fie totuși copt. Așa, dar nu e primit sau nu... Nu a fost niciodată problema să nu fie cineva primit. Da, cred că m-am exprimat eu destul de greșit acum cu primitul, dar de ce e vârsta asta 14 ani? Presupun că sunt anumite aspecte care, cel puțin în dezvoltarea psihică a adolescenților, care încep de atunci.
Probabil. Eu mă gândeam la părinți. Adică e mult mai ușor să gestionezi un copil de peste 14 ani decât un copil sub 14 ani. Și atunci eu cred că e mai bine peste 14 ani, că nu mai ai problemele cu trebuie să vii, să părinții să meargă după el, să... Să știi că, uite, am avut, într-adevăr, copii mai mici și au renunțat. Adică sunt în continuare voluntari, dar nu vin la ateliere. Atunci când ai doi copii care sunt în clasa a 6-a, a 7-a și restul sunt de liceu, nici ei nu se simt foarte comod. Nu se pot integra, practic, ca mentalitate, mă refer ca și... Exact, este o diferență foarte mare. Am vorbit de fiică mea. Fiică mea se schimbă de la o lună la alta. Vorbim aici de câțiva ani de dezvoltare. Da. La copii se schimbă. Bun, haideți să luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim cu ultima parte a emisiunii alături de Amarilis Pop, manager proiecte Teatrul de Nord. Publicitate. Comi, ferestre și uși care ne recomandă. Tehnologie prin inovație este sloganul prin care brandul Nicomi a inaugurat al 23-lea showroom din România. Brandul Nicomi, unul din liderii naționali în producția de ferestre și uși din profile Rehau și Aluplast, este aflat în plină expansiune, cu o viziune modernă bazată pe soluții inteligente, calitate ireproșabilă și orientare spre viitor. Showroom-ul Nicomi este situat pe strada Wolfenbüttel, numărul 58, colț cu eroilor. Sătmărenii și nu numai se pot bucura acum de produse de înaltă calitate și tehnologie superioară față de ceea ce se găsește momentan pe piață. Având peste 30 de ani de experiență în spate, Nicomi a devenit un brand de succes, reușind să deschidă al 23-lea showroom din România într-un domeniu în care concurența este acerbă. Pentru a oferi un produs de nivel superior, este nevoie de inovație, flexibilitate, dar și furnizori pe măsură. Experiența asigură întotdeauna calitatea, de aceea sătmărenii care își doresc ferestre și uși la standarde europene sunt invitați la showroom-ul. Nicomi transformă locuința dumneavoastră într-o zonă exclusivă de confort, de aceea sătmărenii sunt așteptați cu drag la showroom. Pe strada Wolfenbüttel, numărul 58, colț cu eroilor, de luni până vineri, de la ora 9 la 16, pentru a beneficia de o ofertă personalizată în funcție de necesitățile impuse de amplasarea casei, apartamentului, clădirii și, bineînțeles, de dumneavoastră. Nicomi, ferestre și uși care ne recomandă. Nicomi, ferestre și uși care ne recomandă. Pacienți, Aquamedica vine cu o veste extraordinară. Vă informăm că acum puteți beneficia de consultații gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Pentru mai multe informații și programări, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0748 057 781.
larg sortiment de prăjituri preparate după rețete spectaculoase, cofetăria Royal Cake este soluția perfectă pentru a petrece timp alături de familie într-un ambient liniștit în centrul nou, lângă anfiteatrul de pe alea Corneliu Coposu. Terasa cofetăriei vă oferă o atmosferă relaxantă unde să vă puteți bucura de simfonia de gusturi, dar și de cafeaua proaspătă și îmbietoare. De asemenea, cofetăria Royal Cake, mereu la dispoziția dumneavoastră, vă prepară cele mai delicioase sortimente pentru evenimentele importante din viața dumneavoastră. Prăjituri, torturi, candy bar, produse vegane, produse patiserie, brioșe, muzuri, specialități, deserturi la pahar, cofetărie artizanală și decorațiuni festive. Cofetăria Royal Cake, din pasiune pentru dulce. Romantic Events. De-a lungul timpului am reușit să ne încântăm oaspeții cu o estetică superbă și servicii inegalabile. Eleganța și personalul dedicat fac ca Romantic Events să fie o alegere de vis pentru cei care țintesc pentru locuri unice de evenimente din satul mare. Sala mică găzduiește până la 200 de invitați, iar sala mare până la 400 de invitați. În această locație de vis organizăm nunți, botezuri, sărbători în familie și diverse evenimente. Cele două săli beneficiază de terasă acoperită pe structură din lemn masiv, parcare generoasă și o grădină de bas. Romantic Events, eleganță și rafinament. Am revenit, era să nu mai revenim, dar am revenit alături de Amarilis Pop, manager proiecte Teatrul de Nord, cu care continuăm discuția despre proiectele care se vor desfășura sau se desfășoară deja în Teatrul de Nord. Hai să vedem ce proiecte avem acum în derulare. În derulare acum este Teatrul Smart. Este un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. AFCN. AFCN, da. Pe care noi l-am început în februarie și îl vom încheia în noiembrie. Bun, deci la AFCN nu trebuie să fii cum ar veni pe stagiune, nu-i interesează. Februarie era stagiunea... Nu, sunt două sesiuni de finanțare. Una începe în septembrie și se semnează contractele în ianuarie. Și ai timp până în noiembrie și noi ne-am încadrat în această sesiune de finanțare. În cât timp trebuie să termin un proiect? Sau nu? E o anume perioadă în care tu trebuie să desfășori proiectul? Da, de la momentul semnării contractului. Ianuarie? Până în noiembrie 15. La FCN așa sunt. Un an calendaristic. Nu, contractul se semnează de obicei în ianuarie-februarie. Deci nu ai un an întreg. Din păcate, perioada de implementare e destul de scurtă. Dar nu știi, doar în ianuarie când se semnează contractul, știi suma bugetului, suma deci care ți-a alocată. Care ți-a alocată și... Nu, nu. Bugetul îl știi după publicarea raportului de evaluare. Da, cum se numește, două termene în care îți zice dacă ai luat proiectul
și după aia dacă ți se aprobă tot bugetul. Este o etapă de evaluare administrativă. Este o etapă de evaluare administrativă. Așa. În care îți verifică dacă ai toate documentele și dacă te încadrezi din punct de vedere al juridic, exact. Și este etapa de evaluare a proiectului, în care îți evaluează obiectivele, scopul, activitățile, bugetul, dacă te-ai încadrat și așa mai departe. Dar... În general, la AFCN nu prea se fac tăieri bugetare, deci realocări. Dacă ești aprobat, înseamnă că primești toți banii. De obicei, atât primești, da. Nu există o temă. Anul ăsta dăm... Sunt mai multe arii de finanțare. Deci... Dacă la asta te referi, sunt mai multe arii de finanțare, artele spectacolului, muzică, da, e proiecte repetitive, cu caracter general, repetitiv, cum sunt festivalurile, proiecte de educație prin cultură. Proiectul pe care noi îl implementăm acum este de educație prin cultură, iată, tot cu tineri. Se numește Teatru Smart, am spus, și din februarie 40 de elevi, inițial erau 40, de-a lungul timpului s-a mai mărit un pic cifra pentru că au fost mai mulți doritori, au ținut un atelier de scriere dramatică cu Natalia Graur, cu o dramaturgă din Cluj, și câte un atelier de mișcare scenică și improvizație cu colegii voștri Ioana Cheregi și Andrei Stan. Până în vacanța de vară a avut loc aceste ateliere. În vacanța de vară Natalia a definitivat două texte pe care acum participanții la Teatru Smart urmează să le transforme în spectacole. Adică teoria ca teoria, dar practica acum. Bun, și 40 sau se mai împart? Adică nu rămân 40 să... A scris textul ei pentru 40 de personaje? Ei au scris textul împreună cu Natalia. Textele sunt pentru cam 14 personaje are fiecare text. Unul dintre el se numește Micul Testament și e un SF distopic, așa, foarte interesant. Interesant. Satul Mare din viitor. Tema era... Tot în mișcare? Nu. E cu mișcare scenică. E cu mișcare. Nu, asta întrebam, dacă e cu mișcare, nu? Nu știu ce ați înțeles voi. Dacă le lectură, dacă la asta mă referiți. Așa, da. Asta am întrebat. Mulțumesc, Amarilis. Mulțumesc. Deci e cu mișcare. E cu mișcare. E cu tot ce trebuie să fie un spectacol. Bun. În spațiu public se discută despre reduceri bugetare și vedem că și cultura este... Țintă, da. Vor să ne taie. Crezi că vor influența viitoarele proiecte pe care dorim să le... În fiecare proiect pe care noi îl depunem, Teatrul de Nord trebuie să vină cu o cotă parte. Minimum la FCN, de exemplu, este de 10%. În general, minimum este de 10%. Nu știu ce va însemna asta pentru viitor. Ideea e că noi prin aceste contracte de finanțare reușim să ajungem acolo unde nu am putea în mod normal. Chiar nu putem altfel. Nu sunt bani. Da. Și atunci, pentru fiecare idee pe care o avem, pentru că încercăm să și educăm, nu suntem o instituție la care lumea vine doar să uite la un spectacol și... Cumva teatru pentru tineri înseamnă altceva decât însemna pentru noi. Ei trebuie să aibă o experiență directă. Sau o implicare, să se simtă implicați. Și beneficiază, nu beneficiază, are o concurență neloială, aș putea spune, teatru. Pentru că sunt atâtea alte chestii care sunt mult mai facile. Mult prea multe și... Și nu, trebuie să le dai posibilitatea de a alege. Și eu cred că asta facem prin proiectele astea, le dăm tinerilor posibilitatea de a alege. Da, bine că ai zis asta cu concurență neloială. Care crezi că e cea mai mare concurență a teatrului? Social media. Social media. Da. Nu ești cool dacă vii la teatru? Nu știu. Tinerii noștri care vin la teatru sunt foarte cool. Da, bun, aici voiam să ajung. Eu cred că voi ce încercați e să faceți teatru să pară cool pentru tineri, ceea ce e un lucru excelent și foarte bun, pentru că lumea mai de mult când mergeam la teatru era, aia bine, mă merge la teatru. Cine merge la teatru? Vorbești din experiență personală? Da. Profesoara trebuia să primim notă, trebuia să primim punct dacă voia să mergem la teatru.
Adică mergeam cu un scop la teatru, să ne spune, să ne motiveze o absență, să primim un punct la notă. Cam astea erau armele profesorilor. Acum nici măcar asta nu mai contează. Pot să zic și la mine cum era. La noi era mărirea de notă și lucrarea de mărire de notă, sau chiar de trecere, era dintr-un spectacol. Asta era și la noi. Și nu era obligat să mergi. Dar îți dea... Asta era și la noi. Acum văd tinerii că vin la teatru de plăcere. Da. Și vin să vadă, să-și vadă, să vadă niște actori cu care au lucrat. Exact, cu care am interacționat. Și vin din respect așa, măi, uite-te, mă duc să-l văd pe Andrei, de exemplu, că el e... Da. Vin să-l văd pe Ioana, vin să-l văd cei care au lucrat. Și asta e foarte bine, pentru că nu vin din obligație. Mă rog, doar când joacă Sergiu, dar... Atunci vin din obligație. Dar nu vin din obligație, pentru că nu-i obligă nimeni să vină. Nu, mai ales ăștia de la Stanca nu vin din obligație, nu? Dar ăștia de la Stanca nici măcar nu mai cunosc. Că au dat cei de la Stanca, au dat tablou. Era un panou cu toți și eram și eu acolo. Și te-au dat jos. Ce vorbești? Dar nu cred că l-au și aruncat la gunoi. Ai ajuns la arhivă. Am ajuns la arhivă. Cât de trist tu a fost. Tu și Ceaușescu cu tablou și Ceaușescu acolo sunteți amândoi? Nu mai știu. La un moment dat i-am întrebat pe elevii de ieri de la doamna Stanca cine e director, cine e director ajunct, așa. Nici nu cunoșteam. Adică s-a schimbat toată generația de profesori. Absolut. Păi câți ani au trecut de când ai terminat? Cei care au venit ieri s-au născut în anul în care eu am terminat liceul. Deci 20 de ani. Cam așa ceva. Așa ceva. 18, 19 ani de când am terminat liceul. Chiar astăzi dimineață mă gândeam câți ani au trecut. Eu nu mă gândesc la chestiile astea. Astea sunt detalii. Exact. Bun. Ce proiecte mai avem pentru viitorul apropiat? Păi, pentru viitorul apropiat, uite, tocmai am depus un alt AFCN, un Focus Drama ediția 3, un concurs de dramaturgie. Sper să-l câștigăm. Și... Contează la AFCN, chiar spunea ea adineori, contează să ai continuitate. Da, contează. Și în general, în tot ceea ce faci, contează să ai continuitate. Cumva, fiecare proiect pe care l-am dezvoltat din 2020 până acum a născut sau a generat alte idei. Știi cumva care a fost sau când a fost primul proiect câștigat AFCN? În 2018, cred, a fost un Focus Drama. Un Focus Drama. Da. Știu, la un moment dat am depus un proiect cu cineva, o asociație, n-a avut succes, adică nu a fost acceptat, tocmai din cauza asta a continuității și a background-ului, adică nu aveai nimic în spate și nu prea poți să mergi la AFCN așa doar că hai să facem noi o asociație tânără, e foarte greu să accesezi. Poate sau poți să câștigi dacă ești chiar totul e foarte bine pus la punct și... Dar știu că e destul de greu să... Ei, mai nu e neapărat, acolo e neapărat greu, dar trebuie urmărit. Acolo sunt niște documente, e ghidul solicitantului, e o metodologie și trebuie să-l ai foarte bine argumentat. Trebuie să ai acolo obiective, activități, toate să se coreleze. Deci nu e... E o chestie, îți trebuie un om fixist, așa, știi, care să le urmărească pe toate. Bun, aici voiam să ajung că nu e pentru oricine să depună un proiect. Asta o spun din experiența mea cu AFCN-ul și mie îmi place că există continuitate. Când un proiect merge, de ce să-l îngropi? Avem atâtea exemple de festivaluri, proiecte făcute care nu mai există. Dacă stăm să căutăm vinovații, nu îi găsim, că nu știi, că nu sunt bani. Și nu-i practic că stai să cauți vinovați când ai acces la resurse pe care le poți lua. Cu Consiliul Județean, prin legea 350, ați fost finanțați, nu? La proiectele urmează să mai depuneți în sesiunea următoare. Da. Da. Cu cât timp lucrezi așa înainte de un proiect? Cu cât timp îl pregătești? Depinde. Tu personal. Păi uite, Focus Drama, am scris inclusiv în vacanță. Mi s-a părut mie că aș modifica acolo, că aș mai citi o strategie națională, o chestie să leg și de strategiile la nivel național sau european. Depinde. Pentru Consiliul Județean 350, cam cât timp îți ia să... Acum trebuie să ne dai un pic din casă, să vedem. Două săptămâni.
două săptămâni, dar asta înseamnă două cu ideea gata. Cu ideea gata, înțelegem. Nu că găsim, facem, nu că... facem zi. Doar să grupez tot ca să aliniez. Facem zi, brainstorming. Da, deci trebuie aia să fie ideea gata. Cumva din 2020 până acum, cred că am și testat așa niște rețete, unde vrem să ne adresăm, în primul rând, ce probleme am vrea să rezolvăm în satul mare. Și de acolo căutăm finanțări. Bun, ăsta e un proiect mai mare, ar merge la FCN, ăsta e ok, putem să ne descurcăm cu ce primim de la Consiliul Județean sau de la primărie prin Gemezan Firescu, prin centru. A fost un proiect care a fost refuzat? Da, unul singur. Și pe urmă... Nu în primul an, am avut un proiect care a fost, pe care l-am susținut, l-am încheiat cu brio și a fost refuzat la următoarea sesiune de finanțare. A primit punctaj mai mic, deși era mai bine scris. Ah, bun. Deci chiar dacă ați avut și boiați continuitate, uite că v-au... Dar nu este o condiție asta cu continuitatea. Depinde foarte mult și de comisia de evaluare. Sunt multe aspecte pe care tu trebuie să te gândești că nu le poți controla. Asta e... Tu îți faci cert cât de bine poți treaba, ca o persoană care nu cunoaște proiectul, nu te cunoaște ca instituție sau ca asociație, să înțeleagă cât mai bine de acolo ce ai scris tu și ce vrei să faci. El, în momentul în care ți-a terminat de citit proiectul, trebuie să aibă ideea generală a tot ceea ce vrei tu să faci. Am înțeles. Bun, am ajuns la final, din păcate ar mai fi de povestit, dar nu ne lasă timpul. Înainte de final, vreau să-ți mulțumesc că ai fost alături de noi. Mulțumesc pentru invitație. Și ne-ai povestit puțin despre proiectele trecute, viitoare ale teatrului. Îți dorim multă baftă în continuare. Mulțumesc. Spor la scris și la gândit și la... am vrut să zic taipat, dar nu se potrivește. Typing. Îmi imaginez când se pune, știi, și faci încălzire. Ca la... Și va trebui să-mi întreb colegii de birou. Da, foarte bine. Se vede că îți faci treaba și o faci bine, pentru că proiectele în continuare sunt aprobate și funcționează tot ceea ce faci. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi în această dimineață. Noi ne revedem mâine la 8.01. Da, și nu uitați în această dupămasă de la ora 19. Aoleu, am uitat, da. Nuntă în Oaș, la Teatrul de Nord din Satul Mare. Ne revedem cu tine mâine? Nu, mâine nu. Mâine sunt singur, cred, nu știu, vedem. Ești singur că ești cu publicul. Bine, bun, la revedere și să aveți o zi cât mai frumoasă.